Bună, Cătălin, bine ai venit la 888 Poker Room București, evenimentul primăverii. Ce faci? Cu ce gând pe la noi? Bună, acum ar trebui să pare emoționat sau cum? Puțin. Sunt foarte emoționat, asta am vrut să zic, mulțumesc de invitație. Mă bucur din nou că am revenit aici și sper ca de data asta să fiu mai norocos. Acum gata, pot să fiu termin cu asta, am mâncat. Da, ce mă bucur că sunt din nou aici, chiar mi-era dor să aud sunetul ăsta de chipsuri și oameni concentrați, mai ales că eu sunt deconcentrat total și mi se pare că sunt ca nu cam perete, dar în rest toate bune. De la masa vedetelor, pe cine vrei să elimini prima dată? Cum vrei să-ți zic, în ordinea frizurii sau... Da. Păi în principiu vreau să vă scop pe toți afară, ca să știți, eu am venit să câștig, punct. Deci eu am venit să vă nenorocesc, să câștig, m-am antrenat. Cei drept am antrenat, am jucat Remi, dar... Se leagă. Important e, dacă n-ai noroc în dragoste, sper să am la cărți. Așa e, dar eu am zis că dacă n-am noroc în dragoste, să am la cărți. Dar tu ai noroc în dragoste. Da, sper să am și la amândouă. Ăla din dragoste s-a dus, sper că a rămas ăsta la cărți. Eu sper să ai noroc în dragoste săptămâna asta, astăzi. Am la cărți, gata. În dragoste să aveți voi ăștia, căsătoriți, măritați, ce-o-ți fi. Eu ăsta îi lasă, să rămân nemăritat, dar cu noroc la bani și la cărți. Pentru masa vedetelor, ți-ai schimbat strategia față de jocul emisiunii unde tu ai fost prezent? Da, față de înainte n-am avut absolut nicio strategie, acum am schimbat strategia. Dacă atunci n-aveam una, acum n-am absolut niciuna și atunci sunt... Am venit să mă distrez, știi, exact. Mie îmi place foarte tare să mă distrez, îmi place tare că joc, mai ales dacă suntem și între prieteni, așa. Altfel te elimin când sunt prieteni, așa, când joci cu oameni pe care nu-i cunoști, nu neapărat ai o ranchiună. Sunt frumos. Ranchiună. N-ai ranchiună, dar așa când sunt oameni pe care îi cunoști, vrei să-i scoți din toată inima. Pe oamenii pe care nu-i cunoști, nu vrei să-i dai afară așa cu tot inima. Așa oameni pe care îi cunoști și vrei să-i dai afară. Ce face Cătălin Cazacu? În general acum? În general. Muncește, se trezește dimineața. Cum este trezitul dimineața? Eu așa tare nu m-am mai distrat decât mi-am luat apartamentul foc. În fiecare dimineață mă trezesc... Mă scuz că râd, dar ai spus-o tot cu zâmbetul pe buze. Păi, da. În fiecare dimineață mă trezesc, mă pun pe marginea patului, dorm 15 minute, plâng 15 minute, după care îmi dau seama că sunt sărac și trebuie să mă la muncă. Cam asta fac în fiecare dimineață, mă trezesc la 6 fix, la 6:40 ies din casă. E foarte distractiv, dar a venit și momentul în viața mea când trebuia să fiu un om serios. Asta e. Cred că seriozitatea la o vârstă se referea la altceva, dar este perfect că ți-ai reparat apartamentul după ce ți-a luat foc și că te trezești dimineața. Mulțumesc mult, Cătă!